Hai, da, uite că se poate și duminică seara la 11 să intri prin Breaking News. Da, s-au mișcat ăștia de la interne. Cine? Domnul ăla de la Lintio, ficusul de la interne, pe numele lui Predoiu. A reușit, fraților, de asta suntem pe Breaking News. A reușit să-l demită pe șeful poliției de frontieră, să-l trimită acasă. Acum l-a demis, s-a demis ăla, habar n-am, dar i-a ieșit. Hai să vă citesc și știrea că, na, măcar să ne amuzim, să ne amuzăm. Dar de, uite, așa, bravo, mulțumesc mult ca să vadă telespectatorii și de cine vorbim. Da? Ăsta este domnul Ivașcu de care vă vorbeam, dar hai să citim aici. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat duminică seara măsurile care au fost luate după fuga din țara primarului de Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Astfel, în funcție de regimul juridic al fiecărei funcții ocupate, din cele de mai jos, au fost decise. Ia să vedem ce a zis ficusul. Eliberarea din funcția de inspector general al Poliției de Frontieră a chestorului de poliție Victor Ștefan Ivașcu. Din imagini, după cum îl vedeți, cu acordul acestuia. Deci, până la urmă, nu l-au demis, ci a fost așa o înțelegere. Și asigurarea continuității conducerii prin efectul legii de către inspectorul general adjunct, chestorul Cornel, așa. Retragerea împuternicirii inspectorului general adjunct al IGPF responsabil cu supravegherea frontierei, adică un adjunct al lui Ivașcu ăsta, care și el, ce să vezi, era și împuternicit, nu era plin, e trimis acasă, poate în pensie specială, zic, habar n-am. Retragerea împuternicirii inspectorului general adjunct al IGPF responsabil cu suportul administrativ-logistic, alt adjunct, alt de pe la București pe aici, au retras la corpul de control, va efectua un control, mă rog, astea bla 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 bla, și unde era... Înlocuirea conducerii Serviciului Județean de Protecție, Direcția Generală de Protecție Internă Mara Mureș, prin împuternicirea unui alt ofițer în funcția de șef al serviciu, și mai era și șeful Poliției Mara Mureș. Deci i-a schimbat și pe aia de la Protecție Internă, 2 și un sfert, vechiul 2 și un sfert de la Mara Mureș, și pe șeful de la Mara Mureș. Da, i-a schimbat pe toți, de i-a omorât. Păi dacă tot s-a putut... Acum, hai ca să comentăm cu invitații mei, dar vreau să vă rog să suportați o imagine în spatele meu ca să nu credeți cumva că domnul ăsta Ivașcu a ajuns la Poliția de Frontieră, șef, mare boss, de capul domniei sale. E bine, hai să vedeți. Domnul, și anume Ivașcu, este iubitul sau are o relație apropiată și un copil pe deasupra cu o doamnă Ștefania Ferenț, pe care presa o alinte ca fiind blonda lui Boc. A fost este o doamnă care a fost secretar general în Ministerul de Interne, despre care se spunea că ar fi adevăratul conducător al Ministerului de Interne, uitați acolo, și care doamna respectivă, nu doar că are pe plan sentimental lucruri de împărțit cu domnul fost șef la Poliția de Frontieră, dar l-a și ajutat, pare să, în carieră. Și aici vreau să citesc și eu două, trei informații rapide ca să avem și ce comenta legat de cetățeanul cu pricina. Domnul Ivașcu a fost șeful Poliției de Frontieră în Mara Mureș, adică acolo pe unde a ieșit cetățeanul penal. A lucrat în Baia Mare foarte mulți ani. De asemenea, cum am spus, este concubinul doamnei Ferenț, are și un copil cu dânsa, mă rog, nu știu în ce relație or fi conjugal, dar au un copil. Ivașcu acesta, pe care îl vedeți, în anul 2020 era subcomisar. Noi suntem în 23, deci 3 ani, acum 3 ani în urmă. Subcomisar, adică major. Și în decembrie 2022, adică la 2 ani mai târziu, a fost făcut chestor. Adică general, cum ziceam noi, pe vechi. Da? Este o performanță imposibil de realizat într-un sistem militarizat sau parțial demilitarizat, cum e poliția. Vă spun toți cei care lucrează acolo. Cum ajungi din 2020, din subcomisar, în 2022, chestor, general. Uite așa ajungi. Da? Doamna Ferenț, vă salutăm respectuos pe această cale. Am aici, credeți-mă, marfă de trei emisiuni. De trei emisiuni despre cum a venit din zona aia domnul Ivașcu, ce combinații făcea, cum se muta și la Mara Mureș și la Baia Mare. Da, n-am timp acum, hai să le luăm așa pe rând. Ștefan l-au dat jos. Au reușit. S-a încordat Predoiu și a zis gata, bă, îl dăm afară. Am citit după ce au negociat niște titluri pe site-uri. Marcel Ciolacu a acționat,
Cutremur în mai, MAI, pardon. Deci sunt niște titluri șocante acum pe site-uri, pe site-urile din România. E ceva de neimaginat. Tu ți imaginezi? Ivașcu acum stă acasă, se uită la noi. Ivașcu, eu pariez că Ivașcu se uită la noi, Dan. Se uită la noi și râde de noi, Dan. Și cu doamna Ferenț, cred. Cu nu știu dacă e cu doamna Ferenț, care doamna Ferenț spune unde e acum, la Curtea de Conturi. Doamna Ferenț, astăzi are un post călduț pe foarte mulți bani la Curtea de Conturi. Scuze-mă puțin, domnul Ivașcu, dacă chiar sunați-ne. Faceți ce zice Ștefan și anume vă uitați sunați-ne, la noi. Sunați-ne, domnule dragă. Vă rog respectos, am aici atâtea întrebări să vă adresez, știți cum? Sunați-ne, domnule. Ia să vedeți aici, cu rude, cu cum l-a spus pe unul, la Sighet, la cu punctul de frontier. Din MAI, deci, am aici, pe cuvânt, dar lăsați până una alta. Hai cu metriile din MAI, Dan? Vorbim despre cumetriile din amantlâcuri, cumetrii în MAI și mai mult decât atât. Faci cu sta acasă, cum se uită la noi. Ok, l-a schimbat Ciolacu, l-a schimbat Predoiu. Cine l-a schimbat, domnul Penea? Cătălin Predoiu sau cine? S-a predat el. S-a predat. Bine, mă, schimbați-mă. Așa și mâine se duce tot la muncă, Dan. Să știi că nu stă acasă, nu e șomer. Nu se angajează la Uber Bolt. Nu l-a dat nimeni afară de la Poliția de Frontieră. A fost schimbat din funcție. Deci de mâine e adjunct și punct. Știm bine lucrul ăsta. A fost și pe la 2 și un sfert când a fost pe la București. O perioadă împuternicit. Dacă nu chiar plin, nici nu mai știu. Că asta e imaginea, ca să-l citesc pe președintele Iohannis, statul eșuat. Care a două ghiu a ajuns la mâna tuturor lichelelor. Simplu. Statul român e la mâna tuturor lichelelor. Eu vă întreb acum direct, așa, până nu avem probe, dar putem să ne dăm cu părerea. Mă, nu miroase totuși a complicitate povestea asta? Grav. Adică, bun, incompetență, că ăla cu buletinul, că n-a văzut, s-a uitat, nu știam. Dar miroase și a cash. Se acoperă unui pe alții, se acoperă unui pe alții, că l-am împuternicit pe ăla. Dar de ce nu se fac concursul în Ministerul de Interne? De ce sunt mai împuternicit? Interni mari, da. Ca să fie la mâna politicului, nu? Și a doamnei Ferenț, să-i... Mă împărțați cu doamna Ferenț. Suntem un stat eșuat? Nu știu dacă suntem eșuați sau neeșuați. Într-adevăr, măsurile astea trebuiau luate cu siguranță. Adică era clar că trebuie să faci curățenie acolo rapid, pentru că e o greșeală majoră. Adică să-ți plece un om așa, nu e ok. Dar să vedem ce ordine se pune după această schimbare. Pentru că ea nu e musă neapărat de imagine. Voi deja ziceți că aveți și alte elemente acolo. Sunt atât cunosc, de multe, nu? Vărul lui Ivașcu, prima dată șef serviciul la ITPF, apoi șef de Ghea, Satu Mare. Deci vă dați seama. Veri, rubedenii, amantlâcuri. Nu știm bine că în fiecare regiune de asta, fiecare cunoaște pe fiecare, pe toată lumea acolo. Adică ei sunt, e o comunitate. Nu poți să știi ce s-a întâmplat concret, dar a ajuns să treacă omul ăla cu buletinul altuia. Dar real e că e o problemă destul de gravă în România. Nu e totuși de râs, apropo că acum ai invocat chestia asta cu buletinul. Tu, ofițer, ce o fi, polițist de frontieră, să vii cu scuza asta stupidă, imbecilă de-a dreptul. Dom'le, eu l-am recunoscut că e o persoană notorie, dar avea un buletin valabil. Măi, cum poți să spui mesajul ăsta? Adică și ăsta, acum sincer, ăsta... Cetățeanul ăla, pare rău că îi spun așa, dar n-am cum, la nervi, va ieși, poate va ieși la pensie sau o să dea deoparte, păi o pensie specială. Are 20 de ani de experiență, se poate pensiona mâine. Mâine vreau să mă duc eu până la Ruse cu buletinul nevestei, să văd dacă ies. Mâine mă duc până la Ruse cu buletinul nevestei. Ai toate șansele mâine să intri în Bulgaria cu buletinul. E valabil, buletinul e valabil. Eu pariez că se poate... A fost ieri o conferință de presă, nu, a domnului acesta? Dacă nu mă înșel, în care preciza și spunea următorul lucru. Vă mărturisesc cu cea mai mare sinceritate faptul că însuși polițistul de frontieră nu își închipuie cum s-a putut întâmpla de fapt. Asta spune domnul Ivașcu, nu? Este o persoană, este o persoană notorie, intens mediatizată în ultima perioadă. Spune că l-ar fi recunoscut exact, dar sunt aspecte pe care le vom trata cu maximă seriozitate în cercetarea disciplinară pe care o avem și în funcție de aceste rezultate vom lua evident măsurile necesare. Declarația domnului Ivașcu când
Cum ajung ăștia în funcțiile astea, mă, frate? Pe ce am zis eu mai devreme, cu doamna respectivă și noroc cu alții? Cu doamna... Din major ajunge general în 2 ani? Păi și doamna a ajuns cu domnul Boc. Deci, prin vârsturile politice, liderii politici au găștile lor, ce vor? Păi, doamna a zis bine, Ștefan, e la Curtea de Conturi acum, e liniștită. Doamna e la Curtea de Conturi, da, da. Știți asta? Doamna ce e la Curtea de Conturi. Să știți, subiectivul cunosc. Doamna la Curtea de Conturi, major, n-aveți idee major... câți bani câștigă femeia, are mașină de la Curtea de Conturi, șofer de la Curtea de Conturi, rang de ministru, bonusuri, sporuri, zboară la business class și așa mai departe. București, mă rog, Cluj. Cred că zboară chiar la business class, asta nu exagerăm. Despre ce vorbim în contextul de față, domnule dragă? Păi doamna Ștefania Ferenț a venit în guvernul Emil Boc. Și dacă ți-aduci de aminte, de atunci doamna Ștefania Ferenț este în peisajul mioritic de aici, de la noi, a ocupat funcția de secretar general, avea funcția de secretar general în guvernul, Ludovic Orban, ministrul transformării Lucian Bode. Să-l sunăm pe domnul Ivașcu, poate are și ceva să ne Ferenț. Completeze, să ne și ajute. Și pe doamna Ferenț o chiar sunăm. Vreau, vă rog frumos... Chiar dacă avem numărul, poate și în direct, nu mă deranjează, știu că e cam târziu, poate omul e necăjit. Da, să ne dar se uită la televizor, vorba lui Ștefania Ștefan. Doamna Ștefania Ferenț, să ne răspundă la telefon. Secretar no, doamna, general la transporturi, secretar general la MEAI, să-i spunem funcțiile, să-i spunem funcțiile. Haideți să-i spunem funcțiile. Oameni care câștigă foarte mulți bani de la stat, Dan, da. De la statul român, noi, plătitorii de taxe și impozite, despre ce vorbim? Nu răspunde, dacă nu, măcar un mesaj SMS, vă rog frumos să știe, răspunde. Bă, suntem de la... Nu răspunde, eu pare da, colegii au trimis deja. Îmi pare rău, domnul Ivașcu, că nu putem dialoga, că aveam atât de multe lucruri să vorbim aici și despre Maramureș. Dar sunat și pe doamna Ștefania Ferenț, nu, că nu, e plătită nu. De noi, popor. Nu, popor, e doar o supoziție a celor noi. Din media că toată rampa de lansare a acestui domn din... Major în general, eu vorbesc pe vechi, asta e viața, se datorează dânsei. Până la urmă, poate e o speculație. Ce ți-e și cu maiorii ăștia? Și eu cred că așa e, da? Cătăline, ce ți-e și cu maiorii ăștia dintr-o dată? Mamă, pac, general, pac. Eu sunt subiectiv, aici o cunosc pe Ștefania Ferenț și știu că, în principiu, după unde s-a dus, a fost a un profesionist, din punctul meu de vedere, dar nu mă pricep la domeniul respectiv, să spun. Dar sentimental a tras un los necâștigător, se pare. Sunt subiectiv și nu am cum să fac analiza asta. Aduci pe tine te sări, mă luăm pe Pepe. Din punctul ăsta de vedere. Pepe, cum e? Din major general? Păi, dacă se poate. Dacă se poate, de ce nu să nu facă, dacă s-a putut? Se poate. Oameni buni. Nici nu știu cât să mai zăbovesc pe subiectul ăsta, că mai am și altele și zău, că mi-e silă. Eu vă spun cu toată, cu mâna pe inimă. Mi-e că mi-am adus de aminte de chestie, nu pot să nu vă spun acum. Te rog. Păi doamna Ștefania Ferenț a fost mulți ani în Consiliul de Administrație la CNAIR. Deci era și la tine acolo. La... Da, uite acum, dai un Google, Ștefania Ferenț, declarație de avere. Păi când ești policalificat, apare... Ștefane, mergi și la drumuri, mergi și la poliție, cum? Mergi și la curte de conturi. Când ai intrat în sistem, sistemul nu te lasă niciodată. N-a făcut și el parte dintr-un consiliu de administrație, la ziul, la Romața, la... Păi n-avea cum că era, purta haină militară, nu putea să-l bagi. Păi, incredibil. Lasă că-l pensionează și-l bagă. Nu-i plânge de mine. Da, bun. Să precizăm, a răspuns în scris domnul Ivașcu. Bună seara, nu doresc să comentez. Mulțumesc pentru oportunitate. V-am zis că se uită la și noi. Și noi mulțumim că să știți că același lucru îl facem cu toți. V-am dat posibilitatea. Nu e nicio problemă. Domnul Ivașcu, da. Noi doi o să mai povestim multe ediții aici. Credeți-mă, m-am uitat pe hârtiile astea și m-am îngrozit. Dar o să vă rog să-mi dați și mie un răgaz de o săptămână ca să le documentez bine așa, nu vreau la cald, am dat doar ce e sigur, da? Relația dumneavoastră, unde ați fost, dacă îndoi luau cu rudele și cu verișorii și cu ăștia și cu ce spun oamenii ăștia pe aici, credeți-mă că două ediții nu o să-mi ajungă. Dar Ștefan a fost și la CNAIR. Bun, haideți să lăsăm, vă spuneam, oameni buni, vă spuneam că mi-e silă și vreau să trec peste subiectul ăsta. Am înțeles, domnul Predoiu și-a făcut treaba, i-a chemat, a negociat. Că rezultă clar din comunicat. A fost o negociere, nu avea cum să-l dea afară. Că așa e procedura asta, nu poți să-i scoți. Bă, băiatule, e groasă. Da, domnul ministru, știu, dar știi că nu...
Da, bă, băiatule, da, uite, ăștia cu presa ne sar în cap, e încurcată. Hai, te rog eu, pleacă și tu. Și om vedea, găsim noi. Păi știți că, da, domne, nu e găsim sărutări de mâini. Doamne, o să fie bine. Te rog eu, pleacă să scăpăm de povestea asta cu presa. Și a plecat domnul Ivașcu. Da, cum a plecat și celălalt. Afară, ăsta da. De lângă mine, a da? A fost schimbat da, uite, din funcție, așa, Dan. Să-l țin așa pe capă. Dan, a fost schimbat din funcție, nu a fost dat afară. Da, da, zice acolo el comunicat că lucrează tot acolo. Au negociat, adică au avut o discuție la... Da, dar nu a fost dat afară. El dimineață merge la job. Da. El semnează doctor. Nu mai are indemnizație de conducere. Nu mai are sporul de șef. Care e problema? Da. Nu mai are spor. Are șofer, are mașină în continuare, se lăfăie pe banii noștri. Na, asta e problema. Nu a fost dat afară. A fost schimbat din funcție. Punct. Știți care e problema, domnule Predoiu? Că ați luat un minister foarte greu, iar în stilul ăsta trahanat în care ați condus și justiția, că și acolo ați fost tot un soi de ficus, o să vă împacheteze ăștia în ultimul hal. Nu mai am timpul pe care l-am crezut că l-am la începutul emisiunii, că ați văzut cu breaking news, cu alea, mai intră invitații, intră din pricinații, n-ai cum să nu-i primești. Dar vreau să văd scurt, nu am timp astăzi, o detaliem. Dar am niște imagini venite de la un alt inspectorat. Este Inspectoratul de Poliție Dâmbovița. Acolo la Dâmbovița, oameni buni, este... Eu nu mă feresc de cuvinte, e aproape miezul nopții, mai stau și cu telespectatorii. Eu i-aș spune pornografie polițienească, pe cuvânt de onoare. N-am cum să... Așa îi zic. Asta e viața. Deci n-am văzut în viața mea ce e acolo, ce... Să bat pe funcții, ăla de dinainte, vrea să ia locul ăluia de după. Au dat un examen, ca să înțelegeți apropo de ce l-am invocat pe ficusul Predoiu. A dat un examen unul pentru șef la inspectorat. Fiind fostul inspector schimbat, acum vrea să revină, înțeleg că e la municipiu, complicat. După două zile a câștigat. Acum, de la București au anulat concursul, să ceartă ca Chiori, ăsta care e câștigătorul, are vreo două plângeri penale, n-am timp să vă citesc ce porcării, ce mizerii sunt acolo, cum scot informații din dosare, cum le dau pe WhatsApp unilor, altora, e băgat un individ care este cercetat pentru ceva groaznic, și anume pedofilie, nu, o pornografie polițienească. Dar vreau să vă arăt din tot circul ăsta, pe care poate o să îmi fac timp și o să-l prezint. Vreau să vă arăt niște imagini dulci de tot, da? Dulci. Și vi le povestesc după aia. Dar știți cum? Când bagi contravenientul sau ce-o fi el, suspectul în anchetă, nu-l bagi nene pe scaun cu o hârtie în față. Îl bagi cu talent. Hai să vedeți filmulețul ăsta scurt și comentăm. Poliția română eternă și fascinantă. Îmi cer scuze pentru bipurile
apărute pe toată imaginea asta, nu puteam lăsa așa, nu vreau niciun scandal la CNA. Vă dați seama ce dialog interesant era acolo. Protagonistul, vedeta imaginilor respective, se numește Nelu Moraru și împreună cu șeful său, sau mă rog, camaradul și șeful său, de care vorbeam mai devreme, ăla care a dat examenul respectiv, sunt în continuare în poliția respectivă, dar la Dâmbovița. Șeful se numește Adrian Antofie și ăla de v-am spus că a luat examenul și pe aia l-au retras. Am și cu ăsta tone de materiale, dar mie în seara asta atât am avut timp să vă dau o mică bucățică așa despre profesionalismul unor polițiști. Domnilor, bătaia e ruptă din mai, nu? Nu din rai. Cătălin. Da, e degradant ce vezi acolo. Într-adevăr, e foarte urât. E clar că România mai are mult de lucru la schimbatul mentalității, inclusiv în instituțiile astea. E o muncă dificilă, sincer, să faci, să-i faci pe viitorii polițiști și pe actualii polițiști să gândească altfel decât cu bâta în orice situație. Acum, se vede clar că acolo s-au turnat unii pe alții și au făcut... Am spus eu bine cum le-am spus cu termenul. Nu știu dacă ăsta este un exemplu pentru tot ce se întâmplă în poliția română, dar sunt și situații de astea și, din păcate, iată că tot le vedem din an în an așa. Cătălin, e bine că s-au turnat, nu știi, acum ne încurajează să ne turnăm unii pe alții, nu? Era avertizor de integritate la care filma. A scos așa pe blat, telefonul, da? Telefonul așa, noi îl filmăm pe Dan, știi? Da. Și Dan se să facem și noi în pauzele publicitare, Ștefan, nu? Ar fi bună asta? E o idee bună pe viitor, de azi se încurajează. Oricum la noi nu punem, nu suntem în halul ăsta. Turnătoria se încurajează, nu? Mai ales acolo sunt două probleme importante. Văd o harta României, Love, nu? E și Love acolo. Și pe lângă Love, harta României, îl vedem pe un băiat cu niște cătușe în cătușa și nenea ăla încearcă să se dau cap în cap. Dar îi spune și berbecule, nu știu cum îi spune. Adică, exact, adică el exprimă... Bine, nici ăla nu cred că era vreo ușă de biserică. Dar apropo de evident că nu era un student la teologie găsit apropo de turnătorie și teologie. Săptămâna trecută a apărut în Moldova, mă rog, a apărut o enoriașă, avertizor de integritate, l-a apărut pe preotul din sat, la episcopie, că împărtășește copiii până la 14 ani mâncați. Exact. Deci avertizorii de integritate lucrează. Deci legea n-a fost de ce efect. Borul face anchetă. Hai să vă mai dau una, să o comentăm și pe aia, că după aia vreau, nu vreau, trebuie să mă despart de voi, că trebuie să am bucata aia mică, dialogul, telefonul de la aproape miezul nopții cu telespectatorii. Mereu le promit și le las ultimele câteva minute, cât eu mai putea. Dar ați văzut-o și pe aia cu poliția de frontieră, oameni buni, tot la poliția de frontieră, înainte să-l schimbe pe ăsta, când au fost descinderi, da? Bă, frate, deci cumva masculeni, nu? Sculeni, da. Asta vreau să spun ca să le amintesc. Oameni buni, vă amintiți când au găsit acum câțiva ani buni cu câinii, în cotețul câinelui, în chiloți. Da. Toți ăia, da, toți ăia, de asta vreau să, și după aia ne întoarcem. Toți ăia de atunci, circul ăla, cu DNA-ul, cu elicoptere, cum i-au crins, sunt liberi. Oameni libere aia de atunci. S-ar putea să lucreze în continuare. Asta ar fi culmea. Șanse mari să lucreze în continuare tot acolo. Păi nu vă amintiți că după ce a luat pe aia cu elicopterul de tot la o vamă din vest, a doua zi, tura următoare, unul s-a abținut și a luat șpagă și l-au arestat. Și încă sunt și l-a întrebat un ziarist. Dom'le, dar știa că ești prevăzut, de ce ai luat banii? N-am putut să mă abțin. Da, da, așa a fost. Deci, încă o dată, după ani, toată circul ăla, toată mascarada aia mediatică, pe lângă faptul că nu s-a finalizat cu nimic, că ei au niște oameni liberi, stau în continuare în vilele lor, își văd de viața lor. Exact. Alții, astăzi, bine mersi, s-au schimbat timpurile, n-au nicio problemă să facă același lucru. Doar că nu mai bagă șpaga în cotețul câinele, o bagă, îmi zicea Ștefan, în chiloți. Îmi pare rău, oameni buni, dar acolo i-au băgat, acolo vă zicem. Nu, Cătălin, ce să facem? Suntem o Românie fascinantă, nu? Da, mereu surprinzătoare, ca să zic așa. Da, sunt situații de astea, din păcate, le tot vedem, asta ziceam, din 30 de ani tot dăm peste subiecte de astea. Sigur că unii râd de ele, alții se întristează. Problema e cum facem să nu ne mai lovim de ele. Și asta ține de mulți factori, să zic așa. Da, ține de schimbarea mentalității
noastre. Cătălin, șpagă la vamă, se dă... S-a dat și da, aici era poliția de frontieră, știi că și aici ei tot timpul dau de la unii la alții. Da. Polițiștii de frontieră spun, domne, Vameșii sunt ăia răi. La Sculeni, Vameșul își ascunde șpaga în chiloți. Hai să și dăm un carton ca să vadă telespectatorii de ce vorbim cu sculenii ăștia. Ia uite aici, păgarii vămilor, salariile vameșilor, medie 10.000 de lei pe lună, atât s-a putut, vorba unei fraze celebre de pe TikTok. Șeful vămii, Cristinel Ignat, a investit 200.000 de lei în titluri de stat. Păi a fost perioadă bună să cumperi titlul și când aveai banii cash, na. Inspector vamal, 10.000 de lei, salariul de bază plus sporul de noapte, spor de weekend, spor sărbători. Toți angajații din vamă, spor de 15% pentru condiții grele de muncă. Păi e ușor să iei banul de la ăla care trece așa palmat, să-l bagi frumos în pașaport. Nu e ușor, deci ai condiții 15%. Da, e un spor greu, în punctul meu. Cum adică, e face efortul, n-am buletinul la mine sau poate și te uiți la buletin, la pașaport, eventual întreb dacă ai ceva în portbagaj. La buletin e rău ăștia care trec în UE, fiindcă n-are pagini, în pașaport e mai bine că bagi și pachet. Da, bun. La buletin ce bagi? Le-ai omorât pe ăla? Buletin n-ai. Trebuie să dai și să fii câte 2-3 să bagi între buletin. Supărarea lor era la un moment dat, din ce am văzut în acel referat, că în alte vămi se lua mai multă șpagă. Deci sunt vămi unde luai 20 de euro șpagă sau 50 până într-o 100, dar în alte vămi, acolo erau un nivel mult mai mare. Concurența. Lor se știe până la nivelul MEAI-ului, până la vârful ministerului se știe. Deci iau oamenii așa șpagă. Să nu se uite în bagajele cuiva. Evident. Poți să fie droguri acolo? Poți să fie. Și eu mă duc să testez toți copiii României? Da. Mai oameni buni. Ce se testează ei prima? Așa, pe final, o să-i rog pe colegi să pună deja numerele de telefon la care veți putea suna după pauza de publicitate ca să intrăm în legătură. Credeți că vreodată se va termina cu povestea asta șpăgii în România? La doctori am ajuns, le dăm 5.000 de euro salariu pe lună, tot mai prind ăștia cu mâna în borcanul cu miere. Vame și la fel, sporuri, bani mulți, tot nu se abțin. Se va termina vreodată cu procedura asta? Nu există țară unde să nu ai situații de astea. Totul se măsoară în cantitate, să zicem. Adică care este volumul de așa ceva, de situații de genul ăsta. Sigur că la noi am parcurs, cum ziceam, 30 de ani, în timp în care a mai început să mai fie și teama de a fi prins. Nu se întâmplă lucrurile chiar atât de grav, da? Într-adevăr, în 30 de ani e greu să găsești alte soluții decât alea care au fost până acum. Ne adaptăm la ce e în Uniunea Europeană, cam ce e până alte țări, dar realitatea e că spațiul ăsta estic se schimbă mult mai greu decât alte zone. Da, și asta vedem și în Bulgaria. Oare acei oameni de la vamă nu cer ei șpaga? Și noi suntem nevoiți să o dăm sau să nu o dăm? Că și aici e o relație... Păi și dacă nu o dai, ce faci, Ștefan? Nu stai mai mult în punctul de frontieră, nu te lasă să treci, te mai caută, invocă legea. Dom'le, eu trebuie să verific, am suspiciuni. Deci ești captiv, o dai și gata. Nu, ce vorbim aici? La medic parcă nu te faci bine dacă nu-i dai ceva. Adică, la ți-e rușine. Nu? Te rușine. Adică degeaba... Sunt întâlnit în noi această chestie. Sunt foarte mulți să duc și dau. În sânge sună socrii la salvare, vine salvarea și după o injecție la un moment dat... Merge soacra la asistentă și îi lasă 100 de lei. Și o întrebă, dar ați sunat la 112, nu? Da, a venit salvarea, corect, da. A fost o injecție, o problemă X. Au plecat. Cum să alergi tu ca om și să îi lași 100 de lei asistente? Deci, asta, domne, a fost drăguță. Sau ceva de genul. Da. S-a purtat frumos. Aici e vorba de cultură instituțională, da. Deja la deci instituție. Noi avem în sânge, în a da sau în a lua șpagă. Păi cum s-a avansat dacă nu dai șpagă? Șpaga se dă de jos în sus, merge în sus, paga aia care o la scule, nu rămâie toată acolo. În sus, ca să avanseze în 2 ani, în 10 funcții. Aveți o problemă cu un infarct, nu? De acolo plecăm. De la cel SMS al lui Florin Cățu, care îl scrie lui băiatul ăla. Aveți o problemă, nu luați legătura. Vedeți că aveți o problemă. Hai mă, Ștefan, nu fi rău, că dacă omul n-a fost pe fază, că dacă era pe fază, îl punea mâna pe telefon și ne explica, băi, n-ați înțeles, băi, bucura, băi, nu era, era o chestiune instituțională, eu nu sugeram că ar fi o problemă de aia de cash.
De chereche. Deci premierul României negocia cu firmă. Oameni buni, vă mulțumesc din suflet. Ne mai revedem. Ștefan, mersi de maratonul tău pe duminică. Vorba aia, 2 ore la tine, 1 oră jumate la mine. Prieteni dragi, partea noastră, atât cât mai e puțină, telefonul de la aproape miezul nopții. O să vă spun o poveste cu un urs și cu unul săracul molfăit, că nu l-au omorât de urs. Poate vorbi și despre asta. Hai, luați o mică pauză și vă aștept cu telefoane în forță. Oameni buni, telefonul de la aproape miezul nopții, da? E rubrica noastră pe care am împământenit-o așa. Rugăminte mare, vedeți, am o imagine aici în spate, o să vă explic ce-i cu ea. Avem subiectele, ca de obicei, subiectele din timpul emisiunii celor 2 ore și jumătate la care vă puteți referi și un subiect cu totul special pe care îl prezint eu acum și chiar vă rog să sunați să discutăm pe tema asta, fiindcă cumva pare România împărțită în două în povestea asta și deși avem atâtea pe cap, e și ăsta un fenomen care a luat amploare și nu că deranjează, deja exasperează pe unii. Astăzi, și aici fac eu o mică introducere, chiar dacă mai mănânc un minut, două din timpul noastră, îmi cer scuze. Astăzi, în Gorj, un pădurar, un paznic, tăpânătoare, ce-o fi fost el, a fost mutilat de o ursoaică. Înțeleg din informațiile apărute între timp că a fost vorba de o partidă de vânătoare. Mă rog, omul nu era vânător, era în locația aia, habar n-am, poate era gonac. Cert este că, da, s-a întâmplat. Nu despre cazul ăsta mă interesează să vorbesc, era doar știrea, na, încă un român mutilat de urs. Dar sunt până acum sute, dacă nu mii, și nu unii, că nu pot, eu nu fac diferența dacă ursul mănâncă un vânător sau un oier, un cioban sau unul care are casa în buza pădurii sau unul care face drumeții sau mai știu eu ce, că nu, ursul nu face selecție. Eu vă spun doar atât, oameni buni, că fenomenul ăsta al urșilor care coboară în comunități și care au devenit tot mai prezenți în viața noastră nu e unul normal. Și da, o să fie, de ce vă spun că e România împărțită în două? Că știu că unii spun nu aveți dreptul să-i omorâți, nu aveți dreptul, sunteți niște ticăloși că le-ați tăiat pădurile și așa mai departe. Vă spun doar atât, oameni buni, toate țările din vest au fost contactate de când cu evoluția asta spectaculoasă a ursului din România, au fost contactate și li s-a propus să delocalizăm urșii din România. Deci nu să-i omorâm, nu să facem carnage, nu să facem măcel, să-i delocalizăm. Să luăm urși frumos din pădurile noastre și să le dăm și elora că nu mai sunt acolo. Oare ursuleții ăștia mioritici ai noștri n-ar sta ei bine în Alpii francezi, în Tirol, până Italia, pe la Cortina d'Ampezzo, pe acolo, pe la Livigno? N-ar sta ei bine pe, mai știu eu, pe unde, nu știu, spuneți și dumneavoastră? De ce nu vor aia să ia niciun urs, fraților? Adică noi putem fi grădina zoologică a Uniunii Europene, să fie aici urși, dacă se poate să vină să-și împuște bogații Europei, dar ei nu vor să pună picior de urs acolo. De ce? Pentru că închipuiți-vă ce ar fi la, nu știu, pe pârtile unde se duc miliardarii, la Courchevel, la San Moritz, la Cortina d'Ampezzo, la Kitzbühel, să apară urși și să deranjeze turiștii aia cu milioane. Să fugă aia, să zică, vai dragule, eu nu mai vreau să mă duci la Courchevel, pentru că mă sperie fiarele alea. Nu, aia trebuie să vină acolo să investească, să-și cheltuie banii, ca unde. Iar grădina zoologică să fie la Fraiere, aici, la români. Vreau să discutăm și despre asta dacă avem timp, dar până una alta am avut subiectul cu poliția de la Târgoviște, de fapt de la Târgoviște, de la Dâmbovița. Și înțeleg că avem un telespectator care vrea să completeze sau poate are amănunte. Bună seara, domnul Ion! Bună seara, Ion Negu este numele meu. Îmi pare bine că am putut să reușesc să intru în direct la P1. Vă mulțumesc din suflet. Cine salutare... insistă, prinde. Vă ascultăm. Treceți la subiect că suntem pe repede înainte. Pe repede înainte. Deci acel domn Nelu Moraru a venit peste mine în restaurant. Eu sunt om de afaceri, mă ocup cu construcții și am avut și un restaurant. Soția mea era însărcinată
și vă spun imediat cum s-a întâmplat. Mi-a amenințat soția, angajații, soția mea a pierdut copilul. Eu am fost scos la plată, taxă de protecție, de comandantul de poliție Antofie Claudiu Adrian. Și am dosare penale și la DNA și peste tot. Adică cum la toate instituțiile este comandantul competente. Actual? Este comandantul de poliție la municipiu. Actualul? Acum. Și adjunctul dânsului este domnul Moran. Deci cei de care vorbeam acolo, în tandemul ăsta, da? Perfect. Și, da, și vreau să vă spun... O secundă, vă întrerup, că vreau să înțeleg și eu și să priceapă și telespectatorii. Comandantul ăsta de care vorbiți este cel care vrea să meargă la județ și a dat examen și a fost... s-a blocat concursul, înțeleg. Nu e același personaj? Da, același personaj, bineînțeles. Aha. Deci, Antofie Claudiu Adrian. Bun. A fost, acum câțiva ani în urmă, a fost propus pe împuternicire la IPJ Dâmbovița, el și cu domnul Moraru, care bate acel băiat încătușat. Bun, și înțeleg că aveți un proces cu ei, i-ați dat în judecată sau ce? Un proces. Am mai multe procese. Deci, haideți să vă explic. Eu, fiind om de afaceri, eu am 35 de ani împlinit anul acesta. Eu sunt antreprenor. Eu, familia mea, mă trag într-o familie foarte bună. Noi nu avem antecedente penale, nu avem absolut nimic. Am ajuns în Târgoviște cu o afacere. Am fost scos la plată 100.000 de euro, că nu am vrut să plătesc 10.000 de euro lunar. În business-ul meu, fiind de, să fac club de noapte și restaurantul care l-aveam, piscină, în aer liber, deci un club în aer liber ca la mare, pe timpul perioadei de vară, mă obligau să fac prostituție și să vindem droguri. Prin Iacob Ciprian. Domnul Ion, e de noaptea minții ce spuneți. Acum, eu am dialogurile astea scurte, am intrat în legătură. Rugămintea mea este, lăsați coordonatele producătorului meu, lui Sabin. Încerc să dezvolt cazul. Ce spuneți dumneavoastră e halucinant, e de noaptea minții. Eu refuz să cred că în România lui 2023 unii cer taxă de protecție, ăia cu epoleți cer taxă de protecție și obligă la lucruri de astea. N-avem probe, poate aveți dumneavoastră, vă rog frumos să le lăsați sau să ne lăsați numărul și să vă contactez, că e halucinant și efectiv n-avem cum discuta aici. Mulțumesc mult, da, înțeleg, vedeți cum se stârnesc oamenii, facem și noi o emisiune, văd. Sună foarte bine, oameni buni, sunați și spuneți-vă oful, dacă or avea și probe, cu mare drag le luăm și le continuăm subiectul. Nu-i las nici pe aia de la Târgoviște, la fel cum nu-i las nici pe ăștia de la frontieră, dar acum merg la Roman, în România, de la Roman. Bună seara, domnul Ioan! Bună seara dumneavoastră și privitorilor de la această oră târzii. Eu vreau să mă refer la situația din Vân. Din Vân, vă rog. Așa au fost fiu pe fir la emisiunea noastră și eu sunt un lucrez într-o firmă de curierat și fac externul. Ce s-a întâmplat la pede acolo e de râsul, deci nu se poate, deci polițistul îți ia buletinul și se uită și la tine și la pasager, n-are cum, acolo a fost o complicitate între ei. Erau doar 10 ani între ei și ce că se mânau și era și buletinul firar să fie, era bun. Era original. Dacă eu am venit odată și am adus o vecină de-a mea și polițistul, deci ea ca vârstă avea 50 de ani, dar ea arăta mult mai bine în realitate. Dacă nu a frecat-o, o trebuie să scoată și pașaportul și permisul de conducere. Avea 3 acte de identitate. Și îmi spune mie că ăla trece prin vamă și nu se uită la tine. Nu, acolo a fost complicitate 100%. Și referitor la noi vrem în Schengen, păi dacă v-aș povesti eu ce se întâmplă prin vamă, eu trec și noaptea și ziua, când am cursele. Vedeți să nu vă identifice ăștia pe aici, că spuneți pe la televizor despre România reală și să vă ia la puricat după aia să vă caute. Nu, eu vorbesc de lucruri reale. Eu știu că vorbiți real, dar pe ei deranjează tocmai realitatea. Haideți să vă spun și cu migranții. Am trecut într-o noapte pe la Nădlac. Vă gândiți, era o oră undeva în două noapte, cred că aveau înțelegeri. Polițistul maghiar nu era la gheretă și treceau dubile. Nu întreba nimeni ce ai mașină, ce ai... Treceau dubile, numai dădea buletinul pe geam, nici nu ieșea din ghereta lui. Păi atunci, ce control se face acolo? Noi vrem în Schengen. Păi care ăștia migranți? Păi treceau că veneau argumentele, alea solide. Mulțumesc mult, domnul Ioan.
Da, România reală. Sper să nu vă recunoască încă o dată ăștia, să zică, uite, ăsta e ăla care ne reclamă și ne spune pe la televizor, chiar dacă sunt adevăruri, că vă controlează după aia de nu vă vedeți. Și așa e în România. Când vrei să când spui lucruri și îi deranjează pe ăștia, na. Dar de la Roman, eu cobor un pic și mă duc la prea frumoasa noastră Craiova. Bună seara! Bună seara! Ce faceți, domnul Felix? A deschis târgul pe acolo? Că aveți un brad frumos, zic ăștia, cel mai frumos brad. Nu știu, este într-adevăr frumos. Problema este să fie făcut cu bani curați, nu cu bani murdari. Asta da. Nu știu. Numai statul de drept și dumneavoastră craiovenii, poate, dacă vă place să... Na. Haideți, ziceți despre ce vorbim, că mă iau cu vorba și... În tot încerc de 4 luni să intru în legătură cu jurnaliști de investigație. Am dosare de corupție foarte grave și periculoase la adresa persoanelor și aș vrea să ajung aceste dosare neapărat la dumneavoastră. Păi nu pot să vă rog decât ce l-am rugat pe telespectatorul de mai devreme. Lăsați Sabin, producătorul meu, numărul de telefon. O să vă rog, după aia o să vă dau adresă de mail să-mi scrieți un pic despre ce e vorba, că mie că dacă veniți cu cine știe ce tone de dosare mă cocoșați și nu, sunt unul singur firar să fie, că mi-ar plăcea să le... La dumneavoastră, la B1, nu sunt tone de dosare, doar să vă explic o situație și o să înțelegeți despre ce e vorba 100%. Lăsați-mi, vă rog, respectuos coordonatele și povestim, vedem ce e de interes, cum le putem face... E greu să știți și cu jurnaliștii de investigații în vremurile noastre că totul se vrea pe repede înainte de azi pe mâine un dosar de genul ăsta. Am 25 de ani, firar să fie, acum îmi dau seama, am îmbătrânit. Am 25 de ani de presă și altfel mergeau lucrurile pe vremuri. Stăteam și o săptămână să pitrocesc o investigație, nu mă certa nimeni. Acum trebuie să livrez zilnic informații multe. Da, am înțeles. Vă mulțumesc și succes cu bradul de la Craiova, să aflați ce-i cu el. Lăsați numărul. Eu de la Craiova urc și mă urc, dar nu mă duc, atenție, nu mă duc la Baia Mare, că după aia mie că dau de polițiștia sau pe la Maramureș, dar tot până în nord stau pe la Suceava. Bună seara, domnul Alex. Bună seara, domnul Dan, tot respectul, vă respect. Vă mulțumesc. Sunteți un jurnalist foarte bun. Nu-mi vine a crede în ce mocirile trăiește România asta. Trăim într-o mocirile de nu mai putem ieși din ea, domnul Dan. Până nu se face curățenie, dar curățenie, știți cum? Toți bugetarii ăștia care poartă hârtii și taie frunze la câini, ăștia trebuie toți dați afară, băi, ciolacu, băi, domnul Alex, nu face și mie o bucurie în seara asta să discutăm și de povestea aia, că știu că pe la Suceava, pe acolo, aveți la urși, dar n-aveți ce face cu ei. Cum vedeți povestea asta? Sunt prea mulți, sunt prea puțini, sunt răi ăștia care au dreptate, ăștia care spun că suntem ticăloși dacă îi delocalizăm. Domnul Dan, toată lumea care trăiește la orașele astea mari și toate ONG-urile astea, să le iei la ei acasă, să le dea vă două labe pe spinare, să vadă cum le ia pielea de pie și cum le face varză. Mă înțelegeți? Să înțeleg că... Una e să stai într-un oraș mare și una e să stai în orașele astea cum e, din Bucovina și din alte părți. Să-ți vină ursul în casă, să intri peste tine. Să-ți omoare toate animalele și te omoare și pe tine. Dar vedeți ce spun unii? Ursul mai important ca omul. Domnul Alex, unii spune, domne... Omul s-a dus peste habitatul lui, ceea ce e adevărat. Nu, domne, sunt prea mulți, nu i-o mai vânat nimeni, domne. Fac câte 3 pui, aia la 2 ani iară cresc. Nu i-o mai vânat nimeni. Dar de ce nu-i iau ăștia oare? De ce nu-i iau străinii la ei, care ăștia care iubesc toate ONG-urile astea? Să iei la ei acasă, să-ți dai 2 labe pe spinare, să vadă cum îi... Știu niște locuri atât de frumoase până Austria, până Tirol, poate și ajung iarna asta pe acolo. Știți ce bine, am așa imaginea. Poate a omorât o ursoaică, un italian și noi repede l-am luat noi. Mulțumesc mult, trebuie să mă mai duc într-un loc unde iarăși cred că cu urși e deranj mare, la Brașov. Bună seara, domnul Radu. Să trăiți. La Brașov oarecum ne împrietenim cu urși, mai greu cu instituțiile statului. A, da? Deci cu urși e bine, cu instituție. Care instituție? Hai, ziceți repede, că m-ați făcut curios. Vreau să vă atrag atenția despre, să zic așa, jaful din sistemul de cadastru, care... Eu personal am reușit să mă judec cu ANCP-ul să anulez niște acte normative și sentințele timp de 4 ani nu s-au aplicat. Mai mult, după aceea au propus modificarea legii, legea are avize negative,
cu propuneri de, cu atragere atenția că se ascund fapte penale. Abia acum am reușit să sesizez CCR-ul, dar se pare că conducerea ANCPI e mai puternică decât instanțele în țara aceasta. Le da, înțeleg. Hățișul birocratic, incompetența și... De ce nu poate și ticăloșia unora ne dau bătăi de cap nouă românilor? Vă înțeleg, domnul Radu. Mulțumesc. E complexă speța dumneavoastră. Hai să mergem tot în nord așa. Hai la Maramu, acolo, că la Maramureș s-a întâmplat și pocinoul de care am vorbit noi în seara asta. Bună seara, domnul Tudor. Bună seara. Aveți o misiune foarte frumoasă. Nu v-am deranjat ca să vă critic, am vrut numai să-mi spun punct de vedere. Deci ce s-a întâmplat la Maramureș nu depinde de șefii grăbător și general cine și să aleși când trebuie să cadă cineva, cade politic. Unde s-au dus ceilalți care au fost mai groși? Din Constanța, din Olt, din Prahova și nu i-au dus înapoi. Așa a plecat. Domnul Tudor, nu știu, ori aveți televizorul deschis sonorul sau cumva că vă aud foarte rău, ba se întrerupe ori semnalul, nu știu. Dacă aveți televizorul, tăiați-i sunetul, dați-l pe mut că nu vă auzim. Am înțeles, dar până la urmă, deci ziceți că ăștia ai dumneavoastră de acolo n-au nicio vină, așa chiar să n-aibă pe la poliția de frontieră, nu l-au recunoscut, domne, pe ăla. Nu, în vama ca să recunosc pe cineva pe baza partidului cu asemănări când nu-i dat într-o urmărire generală. Da, mulțumesc mult. Din păcate nu aveți semnal, credeți-mă, și nu pot. Ultimul telefon în seara asta, că asta e, au fost puțin timp. Bună seara, domnul Vasile, Timișoara. Bună seara. Și acolo aveți vamă. Ia ziceți, care-i baiul? Eu am trei probleme scurte și la obiect. Legat de domnul Cherecheș, eu zic că degeaba îl bagi în pușcărie dacă nu iei banii. Personal, cred că a făcut bine ce a făcut, că a plecat. Degeaba îl bagi la pușcărie... Domnul Vasile, a venit publicitatea, s-a terminat. Zău că îmi plăcea să povestim. Aveți dreptate, dacă să iei banii, trebuie să-l bagi întâi în pușcărie și să ai o lege care să-ți permită să dea banii. Prieteni dragi, a fost seară grea, n-am avut timpul pe care îl avem de obicei, dar promit că îmi fac data viitoare. Seară frumoasă, seară bună, rămâneți la fel de selectivi, noi ne vedem duminica viitoare, tot la 21 ora noastră. Vă îmbrățișez și spor mâine, că e luni.